Bună, dragii mei! Bună, suflete frumoase! Am venit alături de voi să vedem ce mai face energia persoanei care v-ar interesa, care nu vă lasă, care este mereu mintea ta. Dacă nu ești abonat al canalului meu, abonează-te, că nu te costă nimic. Iar dacă rezonezi cu etalările mele, oferă un like ca recunoștință că ai rezonat. Eu îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Și haideți să începem. Secret, ce face această persoană în conexiunea cu tine în acest moment, ce gânduri are, ce intenții are, vedem energia lui, energia ta și energia voastră. Este posibil ca energiile să nu fie identice, dar energia voastră este energia dintre voi doi. Această persoană, în acest moment, este ghidat de Arhanghelul Mihail. Cu toții știm că Arhanghelul Mihail este protectorul dragostei, protectorul iubirii. Acestei persoane îi se manifestă ceva în interiorul său. Simte că nu mai poate duce mai departe. Este în acea trezire, fie spirituală, fie a durerii sufletului, deci este într-o energie în care suferă această persoană. Încearcă să vadă ce i-a adus minciunile, ce i-a adus trădările, pentru că observăm veșmântul său este albastru. Albastru înseamnă sinceritate. Focul din interior nu cedează, este în totală transformare. Însă tu ești în energia natură, adică divinitatea îți indică să te duci în natură. Încearcă să ieși la aer, încearcă să faci câțiva pași în iarbă, pe jos, desculță, împământează-te. Divinitatea spune că este timpul să te ridici de jos. Energiile curg către tine, divinitatea îți transmite că ești ok, ai încredere în divinitate și mergi în natură. Natura îți va face un foarte bun, o energie foarte bună de împământare. Încearcă să ieși în natură, fie că ești singură sau cu cineva. Pur și simplu descalță-te, mergi un pic prin iarbă, încearcă să te împământenești, pentru că divinitatea te asigură că tu ești ok. Ia ca conexiunea amândorura este că acceptarea, această persoană într-un final va accepta o versiune mai bună, va accepta renașterea. Va accepta ceea ce simte față de tine. Va accepta și va conștientiza că este un lucru benefic. Conexiunea comună este acceptarea. Fie că tu accepți că el este o așa persoană și iubește în felul său, în orice caz, conexiunea comună este acceptarea. La baza pachetului am observat cartea Răbdarea. Încearcă să ai răbdare pentru că cealaltă persoană din mintea ta este într-o renaștere totală. Trece printr-o suferință foarte grea, trece prin ceva tulburător, iar acest moment este benefic, adică nu-ți face griji pentru că devine o versiune mai bună, o persoană, o energie mai bună. Nu-ți face griji pentru el. Haideți să vedem
Unde sunt? Două secunde și mai căutăm ceva. Nu. Acesta, da. Acesta mi-era ghidarea, deci căutam acest pachet să vedem ce se întâmplă cu el, unde este el acum și ce vrea să-ți transmită secret, ce face această persoană. Iată, această persoană se gândește că ați fost totuși două energii care v-ați potrivit perfect, ca o mănușă. Însă, acum, în acest moment, gândește să revină, să facă acea curtare către tine, adică să te recucerească din nou. Nouă ne arată și cartea respectivă că tu ești o persoană foarte sensibilă, tu cel din spatele telefonului meu, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, ai o sensibilitate profundă, iubești cu sufletul și nu cu mintea. Însă conexiunea voastră este ghidată de îngeri, fie că vezi sincronicități de numere, fie că ai vise, premoniții. Această persoană ar vrea să vină către tine să-ți mărturisească ceva, să fie mai sincer în relație. Ar vrea să te recucerească, ar vrea ca ceva să meargă mai departe în această conexiune. Ar vrea să reconstruiască cu tine. Haideți să vedem mai departe. Ce face această persoană din mintea ta? Ce faci tu acum? Unde ești și ce faci? Această persoană poate fi o persoană oficială, poate că poartă haina statului sau are un job de lider, adică șef, sau lucrează la o întreprindere unde are o funcție, o meserie, unde are sub coordonare mai mulți angajați. Este o persoană oficială, adică poate fi medic, avocat, jurist. În orice caz, înțelegeți ce vreau să spun. Această energie ne vorbește despre o persoană care este autoritară. Este o persoană care, când îi ceri socoteală sau îi dai o anumită vină, această persoană nu-ți răspunde ca și cum, bine, sunt vinovat sau ești vinovată. Abordează subiectul că tu, dacă ai fi făcut așa, că dacă tu ai fi dres așa, adică este o persoană care ocolește subiectul discuției. Este o persoană foarte mentală, foarte inteligentă sau, să spunem, cu o minte ascuțită, pentru că te privește foarte atent. Însă din gesturile tale el înțelege foarte multe și știe unde să butoneze către tine. Unde ești acum? Este acasă. Această persoană este îngrijorată. Consideră că a stricat o relație frumoasă. Consideră că de când nu mai te are în viața sa, viața sa este foarte tristă. Consideră că tu ești o persoană foarte luminată, iar el este într-un întuneric, adică este o energie joasă. Cunoaște ceva despre aceste energii, cunoaște că nu se poate ridica la nivelul tău. Pentru el, ai făcut parte în viața sa ca o floare deosebită, ca o energie bună, benefică, însă încearcă să se sustragă din această energie, în sensul că se întoarce cu spatele la relația în sine ca să nu mai simtă, dar din contra trupul îi ia foc, adică
Oricât s-ar opune acestei conexiuni, nu poate să reziste. Simte că a îmbătrânit în acest an, câți alții în 7. S-a maturizat și se maturizează sentimental. Acest om este într-o creștere continuă, în sensul că atunci când l-ați cunoscut, poate că era un paj, iar în această carte ne vorbește că se maturizează cu timpul ce trece, suferința care este provocată sufletește. Este o maturizare continuă pentru el. Haideți să vedem ce simte pentru tine, ce simți pentru ascultătorul canalului meu, ce simți pentru această persoană. Mi s-a arătat cartea și am să-l iau, ok. Această persoană simte că cu tine a mai fost într-o altă viață. Această persoană mai poate gândi faptul că cu tine ar fi fost un mariaj frumos, plăcut. Gândește că tu ai fi fost persoana potrivită. În această imagine parcă revăd chiar și chipul unui preot, dacă vă uitați atent. Deci o trăsătură de spiritualitate, o trăsătură care se impune, o persoană care gândește că i-ai adus bucuria vieții, ai fost singura sa bucuria vieții. În momentul de față se gândește că trebuia în acel moment să nu-i pese de oamenii din jurul său și să te aleagă. Probabil că au fost persoane care s-au impus relații voastre. Ceea ce simte acum pentru tine sunt regrete pentru faptul că nu a creat ceva cu tine. Ne vorbesc cifrele de 4, 22, 33, 3. Tu ești într-o conexiune cu el al răbdării. Ai răbdat foarte mult pentru această persoană. Ne vorbește cineva cu cifra 28. Această persoană în conexiune cu tine s-a considerat un bărbat privilegiat, o persoană avută, o persoană s-a crezut mai mult decât este, cum să mă exprim eu, adică s-a crezut autoritar, s-a crezut superior ție, iar acum își plânge de milă, este ca și cum a îmbătrânit foarte repede în această conexiune cu tine. Ești o persoană tu din spatele telefonului meu care crezi foarte mult în divinitate, în Dumnezeu sau în ce crezi tu, pentru că în privirea ta este o credință foarte puternică, ești foarte modestă, ești o persoană care cauți liniștea, cauți să crești, cauți să te ridici de jos. Iar această persoană poate fi o persoană care are avuție, va veni în viitorul apropiat către tine. Da, va veni, gândește o călătorie către tine, cifra 10 poate vă spune ceva. Dacă nu, în arcana majoră, cifra 10 ne vorbește despre roata destinului, adică tot ceea ce ai oferit acestei persoane este timpul să ți se întoarcă înapoi. Divinitatea răsucește acea roata destinului ca să fie lucrurile reciproce. Ne vorbește despre o călătorie. Această persoană încearcă să facă o călătorie. Fie o călătorie spirituală, fie un drum către tine. Adică această persoană, cărțile răspund cu da, adică va veni într-un viitor către tine. Această persoană îmi indică și faptul că a ales cumva un alt drum atunci când trebuia să facă ceva în destin cu tine.
ne mai vorbește despre cartea 36, 3 sau 6, poate fi chiar și cifra 9, poate că sunteți născuți în aceste zile, ne vorbește despre faptul că privește în destinul său și consideră că te-ai îndepărtat de el. Ești o persoană veselă, ești o persoană vibrantă, însă el se simte dezancorat, se simte neputincios, se simte fără susținere, fără tine, deci s-a pierdut. Această persoană ne mai vorbește despre o veste, că vei primi o veste de la el în următoarea perioadă. O să mai trag o cheie să vedem ce vrea să-ți transmită, ce mesaj îți transmite această persoană. Vine întâi cu un mesaj, gândește călătoria sa. Wow! Acest mesaj va conține o declarație de dragoste. Se chinuie de foarte mult timp să-ți închidă această scrisoare, acest mesaj. A avut tendința de mai multe ori să scrie, a scris și a șters, a scris și a șters. Iar în acest moment este ghidarea divină, ne vorbește despre cifra 7, că divinitatea îl obligă să scrie către tine, iar acest mesaj va fi legat de ceea ce vrei tu să auzi de la el, dar ceva sufletesc. Draga mea, dragul meu, tu cel din spatele telefonului meu, dacă ai rezonat cu această etalare, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Iar eu am să extrag și câteva litere, să vedem cine se regăsește, cine are litera la mine. E, H, Z, O, Y, A, K, B, E, E, foarte multe litere de E, un I, un O, un Z, un B, un Y, un R, un K și un A. Și un P care ascultă pe furiș. Cine ascultă tarotul pe furiș? Cine se pitește cu litera P și ascultă tarotul pe furiș? Dragii mei, vă mulțumesc tare mult! Vă iubesc și vă urez noapte bună!